Consiliul Județean Călăraș a organizat în data de 6 decembrie a treia ediție a evenimentului umanitar Moș Nicolae vine la copiii cu minți care nu au ghetuțe. Prin intermediul acestei acțiuni, care a avut loc în foaierul Centrului Județean de Cultură și Creație, 55 de copii nevoiași, dar cu rezultate bune la învățătură din județul nostru, au primit haine, încălțăminte și dulciuri din partea executivului Consiliului Județean, funcționarilor publici din cadrul subordonatelor acestei instituții și a consilierilor județeni. Aceștia au primit darurile într-un cadru festiv. După finalizarea evenimentului, micuții au vizionat un film tematic de Crăciun la cinematograful 2D-3D din municipiul Călăraș. Bună ziua tuturor! Suntem la Consiliul Județean Călăraș într-o acțiune de suflet pe care o organizăm an de an în foaierul instituției noastre. Ne aflăm de această dată la Centrul Județean de Cultură și Creație, amenajat cum nu am mai văzut moșul vreodată. Vreau să vă spun, dragi colegi, că vă mulțumesc pentru implicarea de care ați dat dovadă, atât personalul Consiliului Județean, consilierii județeni, pe fiecare partid în parte, subordonatele Consiliului Județean și direcțiile din subordinea instituției noastre. Luna decembrie, politica administrativă este de dăruire, de generozitate, de dragoste față de cei aproape. După verbul a iubi, verbul a dărui este cel mai frumos. Și cred că sunteți de acord cu mine, domnule președinte, sunteți inițiatorul acestei activități și vă rog frumos să salutați atât copiii veniți din județ, cât și moșii, pentru că avem foarte mulți în această zi. Da, așa este, Mari. În primul rând, mulțumesc mult că ați dat curs aceste invitații pe care am de anul noi Consiliul Județean. Am realizat-o, am reușit să avem acest eveniment de Moș Nicolae al județului Călăraș cu ajutorul dumneavoastră. Și trebuie să-i menționez pe cei care sunt complice cu mine la acest eveniment. Consilieri județeni ai Consiliului Județean Călăraș, vă mulțumesc mult pentru implicare. Directori din Consiliul Județean, primar ai județului Călăraș, primar, viceprimar, consilier local, director de școli care sunt prezenți azi cu copiii din județul Călăraș, director ai subordonatelor Consiliului Județean, administratorul public al municipiului Călăraș, Eduard Grama, e cel care s-a implicat și el să fie cu noi complice pentru această zi, Moș Nicolae la copiii județului Călăraș. Și aș putea să mulțumesc celor care suntem cu toții implicați. Cred că un singur lucru. Dumnezeu lucră prin oameni. Acești oameni minunați sunteți dumneavoastră care ați venit să faceți bucurie copiilor județului Călăraș, iar acești copii trebuie să-și amintească în timp că ai stat o administrație care s-a gândit la cei mici, la cei care așteaptă această mare surpriză, Moș Nicolae al județului Călăraș, sunteți copiii generațiile viitoare care veniți an de an la Consiliul Județean, în acest foaier, unde am făcut prima dată în 2017, și uitați că continuăm și în 2021. Eu sunt, să spun așa, copricele primarului de la Dragoș Vodă, doi gemeni, da? Primarul văd că e reprezentat de un profesor, vă rog frumos să veniți în față. Mata Elena Alexia și mata Constantin Remus sunt gemenii de la Dragoș Vodă, au 8 ani și sunt îmbrăcați și îndulciți de președintele Consiliului Județean, Vasile Iuță. Cum te cheamă? Și de unde ești? Călăraș. Și ce comună? Da? Cine e primar acolo? Director de școală, cine e? Tu știi cine e primar la tine în comună? Haideți, ca să nu mai emoționăm copiii, să spunem un singur lucru. Primarul, doamna, vă rog mult, că vine profesoară? Mediator sanitar. N-aveți cum să nu spuneți câteva cuvinte, pentru că fiecare din dumneavoastră care sunteți prezenți și ați dăruit și cel care a însoțește delegația, trebuie să salute măcar oamenii de valoare județului Călăraș prezenți astăzi să dăruiască, da? Pe cei care am menționat anterior. Bună ziua!
Vă mulțumim de la dragul scoară. Mulțumim de moșii Gulaie, spirul cursului care a venit cu darul pentru acei doi copii. N-avem cum să... Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Ar trebui să continuăm. Nu sunt numai singur la conducerea executivului Consiliului de Țară, mai am încă doi oameni politici ai județului Călăraș, cei doi, Mihai Țăveștea și Ion Samuil. Pe cine să fie cel care să ia cuvântul? Domnul Ion Samuil este domnul vicepreședinte al Consiliului Județean, alături de domnul Mihai Țăveștea, implicați activ în tot ceea ce facem la nivelul instituției noastre. Domnul Ion Samuil îmbracă o fetiță din Echiu Gară, se numește Silor Larisa Ștefania, pe care o rugăm alături de noi și vă rugăm și pe dumneavoastră să ne spuneți locul. Da, mulțumesc. Bună ziua, vă spun și eu, la mulți ani celor care se sărbătoresc astăzi ziua numelui. Într-adevăr, este o acțiune pe care ne-am propus-o și sper de tot sufletul să mulțumească și să vină în ajutorul unor familii, unor copii, de fapt, care au nevoie de aceste cadouri. Mulțumesc tuturor celor care s-au implicat în această acțiune, atât din partea, în rândul Consiliului Județean, cât și din partea primăriilor. Eu o să fiu scurt. Sunt moș Nicolae astăzi pentru un copil din Echiu și vreau să dăruiesc din tot sufletul, pentru că este o vorbă de la noi mai puțin, de la Dumnezeu mai mult și vă doresc un an bun cu multă, multă sănătate. La mulți ani! Domnule vicepreședinte, asta se întâmplă de la dată, că vă zicem și de la Pechica. Mulțumim! Mulțumim frumos! Pentru prima dată, la nivelul județului Călăraș, municipiul Oltenița este reprezentat de un vicepreședinte, este vorba despre Mihai Țăveștea. Dumnealui îmbracă un copil din Oltenița, Dumitru Sara Miruna, o așteptăm alături de noi. Mă rog! Bună ziua tuturor! La mulți ani celor care astăzi se vrează în Oltenița, la mulți ani copiilor, toți copiii de aici, cred că au fost cuminți, pentru că altfel moșul nu ar fi venit astăzi să vă aducă bucurii. Mulțumesc întregii echipe pentru inițiativă și pentru faptul că m-au indicat, cu mare drag sunt la alături de ei și oricând dispus să facem cât o mică faptă bună care să ne mai lumineze sărbătorii. La mulți ani tuturor! Consiliului Județean, rând pe rând, domnule președinte, vom trece către direcții, către tot ce înseamnă subordonatele Consiliului Județean și către consilierii județeni care astăzi au dăruit. Lângă mine vreau să o chem pe Sandra Roșca, este colega mea care a inițiat această activitate în urmă cu câțiva ani. Am preluat-o pentru că ea este acasă și îngrijește un îngeraș. A venit cu darul pentru micuț. Te rog. Mulțumesc frumos, Mari, la mulți ani sărbătoriților. Este bine întotdeauna să dăruiești. De mic copil am învățat să dăruiesc zâmbete. Sfântul Nicolae să vă aducă sănătate, pace, bucurii și nu uitați întotdeauna că minunile există. Am să dăruiesc fiecărui copilaj o icoană cu Sfântul Nicolae să vă protejeze, să vă apere și să fiți fericiți. La mulți ani, copii! Mulțumim, Sandra! Să spunem că Sandra e șefa de cabinet a mea la preluarea mandatului, primului mandat și împreună, să spunem, am inițiat această sărbătoare frumoasă care, uite, doimește și astăzi. Mulțumesc, Sandra! Municipiul Călăraș va veni alături de noi pentru că vrem
să încheiem tot ceea ce înseamnă executivul atât al Consiliului Județean cât și al primăriei. Dacă au evenimente sau în agenda alte activități, să poată merge către ce au de făcut. Drugherul Gabriel Ionuț vine din localitatea Luica și este îmbrăcat de către domnul administrator public, Eduard Grama. Invităm băiețelul alături de noi și domnul Grama câteva cuvinte. O zi plină de emoție, o tradiție începută la Consiliul Județean în urmă câțiva ani și vă felicit, domnule președinte, pentru acest eveniment. Sunt oameni care așteaptă de la noi mai mult decât le oferim astăzi, dar și această zi de Sfântul Nicolae poate fi o zi plină de speranță și plină de fericire. Astăzi pot să spun că în familia mea a mai apărut un băiețel și suntem trei membri ai familiei. Pentru o zi, familia Consiliului Județean, familia Grama, are trei copii, doi băieți și o fetiță. Filmul 3D, care este pregătit de colegii noștri de la Centrul Județean de Cultură și Creație. Municipiul Călăraș. Avram Andreea Florentina are 13 ani, o așteptăm alături de noi. Ea va primi darurile de la Moș Nicolae, reprezentat de Ecoapa. Și reprezentantul Ecoapa îl așteptăm alături de noi. Florentina? Înseamnă că nu a sosit, o așteptăm. Fundulea, orașul Fundulea, Brănișteanu Nicolae, 12 ani, este... Viceprimarul prezent. Da, domnul viceprimar, vă așteptăm cu copilașul. Copilașul este îmbrăcat de secretarul județului Călăraș, domnul Paraschiv Aurel. Domnule secretar, vă rog câteva cuvinte. Să salutăm aici familia Paraschiv, prezentă. Bună ziua, se sucă acestea mai Nicolae Brănișteanu. Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine. Sper că împreună cu soția mea și cu tine înțeles cu ajutorul Moș Nicolae, am reușit să îți cumpere închetuță de tot ce trebuie. La mulți ani, sănătate și să ajungi un om mare. Mulțumesc! Orașul Budești, avem aici doi frați, Vasile Elena și Vasile Ilie, 11 și 12 ani. Cadourile sunt oferite de colegii noștri de la Direcția de Dezvoltare. Budești nu au ajuns și din cauza accesii, să știți că avem ceva întârziere. Alexandru Dobescu, Constantin Andreea, 9 ani, o așteptăm pentru că știm că sunt alături de noi. Fetița este îmbrăcată și are toate darurile, dulciurile, de către colegii noștri de la Biblioteca Județeană Alexandru Odobescu, reprezentată atât de doamna director Laura Munteanu, cât și de domnul director adjunct Stan Ionuț. Doamna director Alexandru Odobescu, veniți cu face. Bine ai venit, an de an, Moș Nicolae ne învață ce înseamnă a dori, ce înseamnă a fi generos, ce înseamnă a aduce bucurii în sufletul copiilor. Eu, cu familia mea de la Biblioteca, ne-am convidat din Andorra. Și îți dorim din suflet să ai sărbători cu bine, cu sănătate. Sper să-ți placă ce ți-a adus moșul, să le poți cu sănătate, să le poți cu mândrie, să ai rezultate bune la școală. Este de vădă. În clasa A, ne-am văzut că ai 9 ani, adevărat? Începe să fie. A trei, o rezultare frumoasă de sucultă, de ce ai venit și noi, normal. La mulțumim! Mulțumim frumos! Alături de familie, ne bucurăm că au venit și membrii familiei. Este o zi de sărbătoare, o zi magică. Așa dorim să fie tot parcursul acestei zile. Localitatea Belciugatele, Cristache Marian Daniel, are 12 ani,
Îi rugăm să vină alături de noi. De însoții și de domnul primar. De domnul primar. Căciugate. Și mititelul nostru este, primește darurile din partea domnului Bănescu Laurențiu. Are ceva probleme de sănătate cu familia și atunci o să-i mânăm noi, domnule președinte. Prea vorbește domnul. Domnule primar, bine mare. Același om, administrația 2016-2020 împreună, continuăm administrația locală și județeană. Același eveniment pe care îl bucurăm oameni. Mulțumim, domnule președinte, mulțumim tuturor organizatorilor și zic eu să vă țină Dumnezeu pe cele. La mulți ani pentru toată lumea și succes în nouă mare. Mulțumim, domnul primar, rugăminte, domnul primar, să nu plecați, rugămintea și avea să stăm de vorbă cu toții care sunteți prezenți, copiii o să intre la un film și eu vă invit să stăm de vorbă, să ne strângem la cabinet, la mine, după care să vă invit să tragem niște concluzii pentru anul care a trecut, să vedem unde avem lipsuri noi, executivul Consiliului Județean, unde au fost greșeli de comunicare și nu s-au putut să spunem, pune pe anumite proiecte comune. Rugămintea să rămâneți domnule lui și ceilalți primari care sunt și am văzut în sală prezenți, să rămânem să stăm de vorbă, mai durează 20-25 de minute, cât mai durează să putem să dărim aceste cadouri de Moș Nicolae copiilor județului Călăraș. Vă rog, mulțumim! Mulțumim frumos pentru prezență, domnule primar din localitatea Berciugatele. Bocea Adamescu Daniela are 11 ani, o invităm alături de noi. Ea primește darurile din partea domnului consilier județean George Chiriță. Domnul consilier județean, bucuria unui copil. Daniela, uite, la mulți ani. La mulți ani, Sfântul Nicolae a venit pentru tine, prin grijă al Consiliului Județean și a noastră. Și ce să spun, să înveți bine și la anul să ne vedem tot aici. Mulțumim frumos! Să știți că toți consilierii județeni s-au implicat în această activitate. Nu a contat și nu contează în luna decembrie culoarea politică. Noi facem politica generozității, politica dragostei și a empatiei cu semenii noștri din județul Călăraș. Așa că mergem la Căscioarele. Costache Marius Micușor se numește copilașul, are 12 ani și primește darurile din partea domnului consilier USR Cojocea Maria. Maria Cojocea, felicitări! Căscioarele unui consilier județean, domnule Cojocea, pentru consilier județean. Doamna Petru dăruiește și dulciuri copiilor pentru fiecare copil din grupul dumneaei. Bună ziua! La mulți ani tuturor celor care azi au numele de Nicolae. Ne bucurăm pentru această inițiativă a Consiliului Județean și ne bucurăm că putem să aducem bucurie unor copii azi și poate și anul viitor. La mulți ani încă o dată. Mulțumim domnului consilierilor, consilierilor județeni, da? Domnul Petru Domnul Căjoșa. Să știți că Parlamentul ăsta mic al Călărașului, da? Fiecare an se ocupă de aceste daruri pentru copiii județului și ne vom ocupa în continuare. Mulțumim că faceți parte din executivul Consiliului, aleși Consiliului Județean, da? Executiv poate urmează acum o hotărâre de funcție și ne dăm cu seriu, nu mai dăm cu PNL-ul. Mulțumim frumos! Am fost anunțată că au ajuns copilașii de la Budești, așa cum am spus și ceața ne face probleme astăzi. Vasile Elena și Vasile Ilie sunt doi frați de 11 și 12 ani, primesc darurile, sunt îmbrăcați de colegii mei de la Direcția de Dezvoltare. Haideți, dragilor, și poftiți și cu cadourile pentru ei, pentru că știu că le așteaptă. Doamna director Liliana Abram, câteva cuvinte. Se spune că Dumnezeu lucrează prin oameni și dacă ne uităm în jur, se pare că acest lucru așa este. Consiliul Județean, Consiliul
consilierii județeni și direct comitetul Consiliului Județean Călăraș îmbracă astăzi haina moșului, dăruind copiilor speranță, un gând bun și emoție. Copii, vă spun, în primul rând mulțumesc colegilor foarte mult, mulțumesc tuturor care s-au implicat în această minunată acțiune, iar vouă, copiilor, vă spun să credeți într-un mâine mai bun. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Mulțumim frumos! Budeștiul, cei doi frați au venit astăzi la Călăraș, vor avea și surpriza noastră, așa cum am spus, filmul cu tematică de Crăciun oferit de către Consiliul Județean Călăraș, prin Centrul Județean de Cultură și Creație. Mergem mai departe la localitatea Chirnoci. Isar Alexandru Valentin, în vârstă de 12 ani, este îmbrăcat și îndulcit și astăzi răsfățat de directorul Bibliotecii Județene, doamna Laura Mutea. Mai ne-am auzit pe toți și după ce ne-am întâlnit prima oară să ne punem de acord asupra acestui eveniment, nu am putut să mă rog să-mi permită să aduc o bucurie încă unui copil și îți mulțumesc că ești aici. Noi ne-am străduit astăzi să ne întâlnim cu moșul pentru tine și îți dorim de suflet să fii sănătos și să te bucuri de tot ceea ce am dus adus. Iar dumneavoastră, tuturor acelora care aveți sfinți, vă doresc de suflet la mulți ani. Mulțumim frumos! Domnule primar, prima oară, primul mandat și prima, să spunem, surpriză de Consiliul de Țean. Vă mulțumim frumos tuturor, vă spune și noi pentru ziua, la mulți ani ziua de astăzi și sperăm în viitor acest proces să se perpetueze. Mulțumim frumos și la mulți ani! Domnule primar! Și acum, până să continuăm, salutăm prezența domnului primar al municipiului Călăraș, Marius Dulce. Domnule primar, noi sărbătorim Moș Nicolae, da? Astăzi administrația municipală a fost prezentă prin administratorul public Eduard Rama, a dăruit unui copil din județul Călăraș. Salutați, vă rog frumos, că sunt colegii noștri primari, sunt consilierii județeni, directorii subordonatele. Și am uitat și vreau să fac o rectificare, spitalele județului Călăraș prin managerii, prin direcțiile economice și directorii celor care au grijă de noi, dacă avem nevoie de serviciile medicale. Salutați și dumneavoastră, domnule primar, pe toți cei prezenți. Mulțumesc, domnule președinte. Da, ieri a fost prezent aici și eu am fost la biserică, care avea Sfântul Nicolae, Sfântul Nicolae. Da, dragi colegi, este bine că ne gândim la copii, este bine că avem astfel de acțiuni, este bine că suntem printre oameni, pentru că și noi avem nevoie de oameni, pentru că de acolo ne luăm darul acesta și puterea de a face bine. Este bine ca în zilele astea de sărbătoare să fim alături de oameni cu toți, pentru că suntem oameni cu toți. La mulți ani celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta și ce mai este din aceste derivate de nume, dar la mulți ani tuturor și să fim sănătoși. Și este bine că am ajuns să sărbăm acest eveniment Sfântul Nicolae, pentru că ați văzut că anul acesta am fost puși la grea încercare. La mulți ani să fim sănătoși cu toți! Domnul primar, mai în zonă, continuăm la am ajuns la localitatea Chiselet. Zaharia Ioan Cristian are 14 ani, dacă a ajuns alături de noi, este îmbrăcat de domnul consilier Teculescu Valentin. Copilașule, multe sănătate, mult noroc în viață, să-ți aducă mari bucurii și sper să ne vedem de pe mare, pe bibliotecă. Multă sănătate, ție și familie. Domnului consilier Valentin Teculescu, domnule viceprimar. Mulțumim tuturor celor implicați în acest proiect frumos an de an, în funcție cu domnul președinte de ședință, și pun și eu la mulți ani celor de, care sunt aniversați astăzi. Am uitat celor. Mulțumim, domnului viceprimar. Mulțumim frumos. Nu plecați, rămâneți alături de noi. Ciocănești, localitatea Ciocănești este reprezentată
de copilul Paraschiv Georgian Ștefan, are 12 ani și primește daruri din partea domnului consilier Dinulescu Marian. Îi mulțumesc că este alături de noi. Domnul Dinulescu, da, era mai devreme, imediat. Vă rog, dacă puteți să identificăm un pic pe domnul Dinulescu. A ieșit la o țigare, cred că ar trebui să dăruim și să-l invităm. Dar cine știe pe tine, domnule? Nu, lăsați că o să vină. O să vină. Așteptăm, îl așteptăm pe domnul Dinulescu. Localitatea Crigăț, Rotaru Maria Cristina, are 13 ani și primește darul din partea direcției economice, reprezentate la Consiliul Județean atât de domnul director Lupu, cât și de doamna director Plădescu. Bună ziua, bine ați venit la Tăriaș! Domnule director, sunteți împreună cu doamna director Plădescu. Bună ziua, la mulți ani tuturor sărbătoriților. Eu sunt în premieră la această din mai mulți căsuri de țară și noastră. În primul rând, vreau colegilor din direcție, pentru implicare și contribuție și doresc Mariei Cristina la mulți ani, multă sănătate și multă putere pentru a trece peste obstacolul pe care viața ne le oferă. La mulți ani, vă rog. Darurile pe care le-a ducă Nicolae Hău, domn primar, să spuneți câteva lucruri, că n-aveți să... Mulțumim, sunt la primul mandat, mulțumim Consiliul Județean, la mulți ani tuturor și să ne vedem cu bine la anul și să fie mult mai bun ca asta. Mulțumim, domnul primar. Mulțumim frumos. Localitatea Pârtoani, de acolo vine un băiețel de 13 ani, se numește Iacob Alexandru, iar darurile sunt oferite de domnul consilier Dubravă Virgil. Bine ați venit, vă rog, alături de noi. Bine ai venit, dragule, câteva cuvinte, doamnă? Vă mulțumim că sunteți mai alături de dumneavoastră și dumneavoastră alături de noi. La mulți ani. Este un potențial deosebit. Care merită. Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! A venit poștă de la cine? De la consilierul județean, Virgil Dubravă. Mulțumim! Domnule președinte, mulțumesc! Mulțumesc pentru această inițiativă, faptul că toți consilierii județeani au fost, să zic așa, bucuroși că participă la această manifestație, eu de asemenea. Mă bucur că am auzit de acest copil, acum vreau pentru prima dată, doamnă, este bine că facem aceste lucruri și cum doamna Bolivozea a zis că să îmbrăcăm pe acest copil, haideți să facem primul pas. Eu am să scot această geacă foarte frumoasă. Și te rog frumos, hai să te despre asta este vorba în această activitate, în această acțiune. Campania care durează de ceva ani la Consiliul Județean Călăraș, Moș Nicolae vine la copiii cu minți care nu au ghetuțe, nu au haine și atunci îmbrăcăm tot de ok. Județul Călăraș. Uite ce bine și atunci mă bucur că îi vin aceste haine. Eu nu sunt Moș Nicolae, pe mine m-a trimis din Moș Nicolae, ca să știu lucrul ăsta. Și în toamnă am să iau legătura cu doamna să văd rezultatele care l-am legătură, că sunt sigur că vă fi bine. Da? Cu toată acestea. Felicitări, domnule consilier, mult de dragă. Da, în moment emoțional. Mulțumim frumos. Am ajuns la Cuza Vodă. De la Cuza Vodă vine Lazar Gabriel, de 11 ani, dacă a ajuns. Mai devreme l-am strigat în sală și nu ajunsese. Copilașul este îmbrăcat de domnul consilier Eremia Cristian. Domnule consilier județean Eremia Cristian, un bine bun pentru Cuza Vodă. Mulțumesc, domnul președinte, bună ziua, stimați invitați. La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei de astăzi, la mulți ani tuturor copiilor. Sunt sănătoși, la măcar în aceeași formație.
Așteptăm copilul, nu am știut-o cam dată, domnule consilier, suntem aici și îi vom da cadoul în momentul în care va ajunge. A ajuns însă Avram Andreea Florentina de la Călăraș, iar domnul Nuțu Marcel, reprezentantul Ecoaqua, va dărui cadoul. Vă rog frumos, domnule director. Apă și mai multe derivate de la apă și acum și mulți Nicolae care mișcă tine, nu? Mai bătrân, dar mai generos. Și mă bucur de inițiativă, că trebuie să permanentizăm, pentru că lucrurile bune trebuie continuat indiferent de culoarea politică. Din păcate, până acum nu s-a practicat așa. Vă mulțumesc, domnul Cioșcu, de căzut. Mulțumim, așteptăm, copilul nu se pare că a ieșit din afară, îl așteptăm și îi dăm toate care ne căutăm unii pe alții astăzi, așa este. Nu trebuie să ne necăjim, așa cum am spus, și condițiile meteo sunt un pic nefavorabile, probabil sunt, să știți că avem și copii bolnavioni, am fost anunțați că nu pot ajunge. De la Cusavodă mergem la Dichiseni, Andrei Lavinia Gabriela, de 11 ani, vă rog frumos să veniți alături de noi. Ea va primi darul, va fi îmbrăcată de domnul consilier Gamanion, nu poate fi prezent, a trimis cadoul, bună draga mea. Da, poftiți, vă rog. Haideți, sunt trimisul lui Gamanion astăzi, Gaman, trimisul moș Nicolae, da? Dați, urmărea domnul consilier Gaman. Mulțumim. Și mergem pe o altă rută, la Dormărunt. Aici avem doi copii, frați, Ilie Andreea Costina și Ilie Marian Alin, de 8 și 10 ani. Am primit telefon din partea reprezentanților primăriei. Mi-au spus că micuții au febră și nu pot ajunge astăzi. Ei sunt îmbrăcați, au darurile pregătite, o să le trimitem prin intermediul celor care s-au ocupat de aceste cadouri și sunt reprezentanții Spitalului Județean de Urgență, reprezentat de domnul manager Bogdan Cristian, care mai are o surpriză. Deci, pe lângă ceilalți trei copii, noi, familia Spitalului, am încălzit încă doi copii, unul din Călăraș pe care îl țin cu bine, că să nu se îmbolnăvească, bineînțeles, și încă un copil al colegului nostru. Considerăm că noi, prin asta, nu facem decât să ne implicăm în comunitate. Ceea ce președintele face de ceva timp, noi acum venim într-un mod suplimentar către acești copii să simtă cu adevărat că noi și dumneavoastră suntem alături. Este într-adevăr o surpriză din partea Spitalului Județean de Urgență, pe lângă eforturile pe care colegii noștri le depun de a lupta cu pandemia, iată sunt prezenți și la astfel de activități umanitare, doamna Dr. Enache, doamna director de îngrijiri, Samate Florentina, doamna director economic. Dacă avem lângă noi și profesorul Căpilare și a putut să fie prezent astăzi, echipa de conducere a Spitalului Județean Călăraș a avut aici executivul Consiliului Județean și cei aleși ai Consiliului Județean, nu aveți cum să nu spuneți câteva cuvinte, vă preocupă ca noi să fim în siguranță și să putem să avem încredere în serviciile medicale pe care ni le oferiți la nivelul județului. Doamna director Stamate. Deși suntem într-un an foarte dificil pentru noi, totuși Spitalul Călăraș a făcut timp să bucure acești copii alături de Consiliul Județean. Domnul președinte, mulțumim frumos și vă dorim un an nou fericit prin neîmplinire. Mulțumim și noi, Stamate. Directoarea medicală pe care trebuie să vă spun pentru ultima, avem aici directoarea economică. Să ne asigurați ce înseamnă finanțare, să ne solicitați acolo unde aveți nevoie să intervenim noi, aveți și județul Călăraș, să sprijinim actul medical. Directorul economic, e cel care spune, are bani sau nu are bani? Să doneze, cei care pot să ajute. Mulțumim Consiliului Județean și tuturor instituțiilor care ne-au ajutat, dar în continuare noi ne chinuim să asigurăm
asigurăm tot ce trebuie spitalului și așteptăm ajutorul dumneavoastră. Mulțumesc! Doamna Ionaite, toată lumea are o problemă de intromedicare și lucru care trebuie să o rezolve. Începând de la cel care are nevoie de îngrijiri medicale care vine la urgență sau cei care vin să-și facă examenele pentru a-și menține sănătatea în județul Călăraș. Cum puteți să le spuneți? Suntem în valul 4. Bună ziua și mai pentru ocazia de a ne amintim că suntem o înainte de orice, să nu ne întâmplăm. Și dacă spitalul nu este un producător de bani, și noi depindem de ajutorul de combat al Consiliului Județean, din partea Ministerului, pentru că nu pot să pune un preț de sănătate, dacă te raportezi în boală, fiecare dintre noi sănătatea și viața nu poate fi cuantificată financiar, și noi depunem, am depus de 44 bani pe care le-am depășit de până acum. Nu am fost din o bilă financiară, ci am depus toate lucrurile de fiecare viață pe care am salvat-o și pot spune lucruri că am salvat mai multe lucruri în internațiunii COVID-19 care au fost internați în spital. Dar atunci când a fost vorba de un gest umanitar, m-am bucurat să văd că toți colegii din spital au răspuns pozitiv și au participat și am putut face o bucurie nu pentru voi, ci pentru faptul copilaș pe care îl vorbim, pe care doar voi avem acum alături de noi, pentru că ne-am întâlnit. Așa l-a spus, dar nu putea fi alături de voi și cu o problemă de sănătate. Vă mulțumim pentru sprijin, vă mulțumim pentru colaborarea și eu vă mulțumesc pentru că aveți grijă de cetățenii județului Călăraș și vreau să vă spun, să vă mărturisesc că mă simt mai în siguranță de dumneavoastră și cu echipa managerului Cristi Pozan Mihai, că aveți grijă de sănătatea noastră a județului Călăraș. Vă mulțumesc, dragă echipă, mulțumim mult! Cu felicitări de anul 4, noi v-am provocat pentru două, pentru că să putem fac copiii în județul. Da, au venit pe doi copii din comunitate, mulțumim frumos pentru tot sprijinul, vreau să vă mărturisesc că vom avea și un eveniment la începutul primăverii, un eveniment în care, în prim plan, va fi Spitalul Județean de Urgență Călăraș. La momentul respectiv vom spune mai multe detalii. Încă o dată, vă mulțumim frumos. Mergem mai departe la Dorobansu, Ulleanu Petre Adrian, are 7 ani, iar direcția juridică este cea care s-a implicat în oferirea darurilor. Haide, dragul meu, Adrian, te rog, este timid, așteaptă domnule președinte de la ora 10 astăzi, te rog frumos, stai așa cu casa să te vadă toată lumea. Direcția juridică, hai să vedem. Veți echipa completă. Hai să vedem. Dacă nu mai vedem de Adrian acum de cadrul. Cine poate? Și aplauze pentru Adrian. Prezentă la vădăriția juridică. Mădălina avem și o surpriză. Avem și o surpriză, iată, și avem și un mesaj din partea direcției. M-au rugat să-l citesc. Copil frumos, zâmbește. Crede în magia poveștilor și a basmelor și crede în tine. Sărbătorește viața, iubește, învață, fii puternic. La mulți ani, omuleț mic și bun! Da? De la Dorobanțo, nu? De la comuna Dorobanțo. Doamna, sunteți cea mai, să spunem, așa, invidiată, să spunem așa, cu bani cele mai multe cadouri. Copilul surpriză mare, n-aveți cum să te duceți acum, aveți o problemă. Moș Nicolae a stat generos la dumneavoastră, da? Direcția juridică. Mădălina, da? Cineva cu mine, că ești surprins pe tot. Suntem fericit de emoționați. Mulțumim, domnule președinte, pentru că ne dați ocazia să ne amintim, să fim copii. Noi, cei din direcția juridică, avem suflete de copii, dar din când în când reușim să le arătăm și celorlalți. La mulți ani, tuturor celor care se vează astăzi.
ziua numelui și la mulți ani tuturor copiilor din această sală, mari și mici, cu ocazia Sfântului Nicolae. Mulțumim pentru cine de lume, Dumnezeu, Maria. Mergem mai departe. La Dragalina de această dată, Năstasa Andrei Maria are 16 ani și este îmbrăcat, primește darul, te rog frumos, din partea Direcției Tehnice conduse de domnul George Vlase. Domnule director George Vlase, copilul de la Dragalina, singur? Cine te însoțește? Reprezentantul primăriei sau al școlii, vă rugăm alături de noi. Bună ziua, vă spun și eu, la mulți ani tuturor celor care astăzi se împart la naștere. Este o mare pentru mine să participăm la acest eveniment, este primul eveniment la care particip. Sper ca să am ocazia și de aici încolo să particip la cât mai multe evenimente de acest gen. Tinerețe la mulți ani, multe sănătate, cu acest lucru să ne primească și să ne vedem cât mai curând în alte circunstanțe. La mulți ani și multă multă sănătate tuturor. Vă mulțumesc la mulți ani. La mulți ani și multă sănătate tuturor. Mulțumim reprezentantului primăriei. Continuăm. Mulțumim frumos. Dragoș Vodă au primit cadourile editei noștri. La Frăsinet avem o situație foarte emoționantă. Se numește Buriaș Florin. Vine alături de noi, are 20 de ani. Și din partea Direcției Județene de Asistență Socială și Poliția Comunului a primit căruciorul cu care se va deplasa în continuare. Florin, îți mulțumim că ești puternic, că privești viața cu seninătate și am dorit să ne spui și câteva cuvinte. Nu face doamna director, de șa care îți dă mic moșul de astăzi. Vă mulțumesc pentru aceste cadouri. Ești emoționat. Să știți că atunci când am sunat la Frăsinet, au spus că nu au nevoie de nimic, doar de un căpucior, pentru ca tânărul nostru din Călăraș să se poată deplasa. Da. Mulțumim mult! Mulțumim mult! Doamna director! Fiți mare că v-ați la fost, la nevoie de spune-mi un loc care l-a așteptat, domnul Nicolae. Ne-am bucurat să putem oferi un căpucior cu atât mai mult. Că utilitatea acestui am înțeles-o numai din vreme și nu am mai așteptat ziua de astăzi. Ne-am gândit și la vârsta tânărului, știam că este de mult în așteptarea unui cărucior și ne-am bucurat să putem fi aproape. Așa cum suntem aproape de toți ceilalți beneficiari cu sau fără dizabilități din sistemul de protecție. La mulți ani și sănătate vă rog! Director Arpagic Daniela și colectivul domnii Sarai care a putut să facă această surpriză. Nu o să ne mai întâlnim cu direcția pentru protecția copilului pe parcursul zilei de astăzi. Mergem la Frumușani. Brezanu Emanuel are 9 ani. Iată-l că vine voios, primește darurile din partea domnului consilier județean Gheorghe Toma. Bună ziua, acestui eveniment îi oferă prilejul domnului consilier județean Gheorghe Toma să-i aducă un zâmbet pe chipul lui Brezeanu Emanuel, care uite primește și un iconul, da, la care să se roage. Ne dorim să creadă tot timpul un moș Crăciun și să nu dezamăgească niciodată. Felicitări, domnule consilier Toma, doamna Cristina Pătrea, reprezentanta domnului consilier Gheorghe Toma. Ajungem la Fundeni, un băiețel de 12 ani, Petre Adrian Daniel, este așteptat alături de noi, primește darurile astăzi din partea doamnei consilier Giurcana Meiglă. Domnul
Doamna președintă, un deniu. O acțiune lăudabilă a Consiliului Județean la care am participat cu mare drag și sper ca prin gestul nostru să aducem un sunet pe echipul acestor copii. Vă urez tuturor sărbători cu multă sănătate. La mulți ani! Mulțumim, doamna președintă, și trebuie să amintim aici că dumneavoastră sunteți moșnic Colare și pentru copiii cu dezabilități, unde sunteți membre Consiliului de Administrație, la inițiativa dumneavoastră, Muzeul Dunării de Jos a reușit să, din economiile pe care le-a avut la dispoziție, să poată să facă surpriza sau să spunem la inițiativa dumneavoastră să asigure cadourile pentru copiii cu dezabilități. Da, mulțumim pentru ceea ce faceți pentru județul Călăraș. Continuăm. Dacă băiețelul de la Grăbinaș a ajuns, se numește Lăutărescu Sava, este un mititel care primește cadourile din partea direcției administrative ale Consiliului Județean Călăraș. A venit cu bunicul. Bunicule, dă-mă de bunic. Voite așa. Ești consilier local, nu? PSD. Votăm în politică, pentru că aici avem toți colegii care reprezentați de la toate partidele. Noi încercăm această zi al lui Moș Nicolae să fie la toți, nu contează de partidul politic. Da, felicităm, a venit. Atunci, domnule, și vă spun câteva cuvinte pentru cei care sunt aici. Sunt oamenii care conduc astăzi în Josul Călăraș și ne conduc, să spunem, acele instituții de care dumneavoastră aveți nevoie și sunt cei care poate să primească, sau, să spunem, din partea dumneavoastră, ca și consilier local, un sfat, o urare, sau ce puteți să spuneți dumneavoastră acum, fiind aici în fața lor. Bună ziua! Mă numesc Cărbu Vasile, consilier la Comuna Grăbinaș. Ce să vă spun, sunt foarte emoționat, pentru că mă bat în mijlocul dumneavoastră. Am venit cu nepotul. Mulțumim frumos să aveți și dumneavoastră sărbători cu bine la dumneavoastră la Grăbinaș. Mulțumim, domnule consilier. Direcția administrativă a Consiliului Județean, felicitări pentru... Dar, băi, stai puțin. Tu trebuie să spui câteva cuvinte, dragă director, direcție. Bună ziua și la mulți ani. Sunt aici împreună cu toată echipa mea, cunoașteți pe toți și vreau să vă anunț pe domnul președinte o chestiune care nu se le convine. Astăzi nu mai suntem angajați dumneavoastră, astăzi suntem direcția administrativă a domnului Moș Nicolae. Pentru că a fost o mare bucurie și ziua care că ne președinte și sufletul și arătăm cât de generos sunt eu. Vă doresc să știți de acest lucru tuturor lucrurilor astea de față și la mulți ani. Mulțumim frumos! Am ajuns la localitatea Gurbănești. Moralul Valentin se numește copilașul, are 6 ani și este îmbrăcat de domnul consilier județean Ichim Marian. Nu a putut ajunge, dar a venit soția, este reprezentanta dumnealui. Localitatea Gurbănești, domnul copilașul Moralul Valentin. Știu că a ajuns. Îl avem aici pe listă, că este în sală. Valentin. Doamne Chim, n-aveți cum, dacă sunteți reprezentantul Moș Nicolae și mai sunteți și reprezentantul consilier județean Chim Maria. Să spuneți că e la gândul bune. Bună ziua! Bucur că particip la o asemenea inițiativă. Felicitări celor care au avut acest interesant și domnul Dumnezeu. Vreau să-mi văd băiatul, să-i ofer cadourile și jucăriile. Moralul Valentin, din localitatea Gurbănești, este așteptat să-și ridice cadourile. Nu este nicio problemă, mă întâlnesc cu el mai târziu, îl aștept. Îl așteptăm pentru că pe lista aici este notat, că așa sunt. O zi bună. Mulțumim frumos și noi. Am ajuns în localitatea Ileana și aici avem o situație frumoasă și emoționantă. Avem doi frați, Ștefan, Rebecca, Erica și Nicolae Maria, de 75 ani. Ei sunt îmbrăcați de domnul consilier Ilie Eugen. Are doi copii acasă, domnul consilier, și a dorit neapărat
să vină cu cadouri pentru doi copii. Domnule Ilie Eugen, da? Te-a primit Moș Nicolae, nu? Bună ziua, vă salut pe toți. Vreau mulțumesc, domnule președinte. Sunt extrem de emoționat, mai ales că astăzi este Sfântul Nicolae și cumva trebuie să fim așa, moși pentru toți copiii. Aș vrea să le cunosc pe cele două fetițe și alături de băiatul meu aș vrea să le mânăm și cadourile. Vă mulțumesc. Da, este băiatul domnului consilier, a venit comună, nu a sosit deocamdată băiețelul de la Ileana, copila și nu a sosit. Îi așteptăm. Localitatea Grădiștea, Zaharia Alexia Nicoleta, are 10 ani și vine alături de domnul primar Matei Vasile de la Grădiștea și primește darurile din partea domnului consilier de la Vasile, însoțit de soție, colega noastră de aici de la Consiliul Județean. Complicele nostru, Consiliul Județean, vedea. Vasile, te-a trimis Moș Nicolae și pe tine? Mulțumesc mult! Vreau să vă felicit pentru acest eveniment pe care îl faceți de câțiva ani bunul facet. Este un lucru frumos pentru copiii noștri din județ. Aș vrea să spun că am avut complice pe soție cu care ne-am întors în Tuculeț în timp, atât de vedere că ai noștri copii sunt mult mai mari. Ne-am întors în timp să vedem ce înseamnă să iei îmbrăcăminte pentru copii pe 10 ani. Până la urmă, eu sper că ne-am descurcat. I-am explicat copilului cam ce i-am pus acolo în cutie. Dar o să deschidă și, da, surpriza va fi acasă. Vreau să urez și eu tuturor celor care poartă numele de Nicolae, Nicoleta, s-au dedicat astăzi la mulți ani și să vă dau fericite în continuare. Vă mulțumesc! Consiliul Județean, Nicolae Vasile, doar primar. Bună, Cacio! Ești complice la complice, la complice sau... Bună ziua! La mulți ani tuturor Nicolae și Nicoleta și alte educații. Mulțumim domnului președinte, mulțumim echipei, că în echipă s-a realizat foarte frumos și sperăm să ne mai întâlnim la acest moment cât mai des. La mulți ani și mult sănătate! Bun, domnule primar Vasile! Mulțumim frumos, localitatea Grădiștea alături de noi. Ajungem la Independența, avem o domnișoară de 11 ani, Ana Elena Ramona, și primește darurile din partea domnului consilier județean Iorga Cristian. Hai, vină pe ce, 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 vină pe mai frumoasă decât îmi imaginam și cred că tot ce i-a adus moșul să te gândesc la mulți ani, să te gândesc. Felicitări, domnule consilier județean! Domnule primar, ești prezent aici, ai fost consilier județean, ai fost complice 4 ani trecuți, acum ai venit în nouă mandat de primar al Comunei Independența, o reușită mare pentru consilier județean, care și-a pus în gând să cucerească o administrație locală. Felicitări și e prima ocazie în acest cadru să pot să spun cât de mândri suntem noi, cei care au fost în executivul județului Călăraș și aleși, județului Călăraș 2016-2020, ca până astăzi să vă asumați o responsabilitate și să și reușiți câștigarea Comunei Independența ca edil al Comunei. Cum sunteți în calitate de primar al Comunei venit aici în fața colegilor și în fața subordonatelor Consiliului Județean, care dumneavoastră ați făcut legi și ați dat multe hotărâri de Consiliul Județean prin votul dumneavoastră să poată să influențeze bunul mers al lucrurilor în județul Călăraș. Doamna președinte, dragi colegi, stimate auditoriu, vă mulțumesc pentru frumoasele cuvinte. Să știți că mă încearcă în sentiment așa de fiecare dată când intru în această instituție. Vă mulțumesc tuturor pentru implicarea și pentru bucuria pe care o faceți acestor copii. Și dacă tot ați amintit de postul meu stabil și de lucru pe care am dus-o pentru primărie,
dacă îmi permiteți o glumă, și l-am în față cu prietenul meu, colegul de la Bucicule, n-o să spun că este de față, Cristi Marin, trebuie să devii și tu primar. Să-mi urmez exemplu. Dar ne-a nervă să știi că n-a spus eu treaba asta. Vă mulțumesc din suflet și mă bucur că Elena a primit aceste daruri, pentru că chiar avea nevoie de ele și să știți că este un copil foarte bun și un copil emotiv. Domnul Iorga Cristian, vă mulțumim pentru implicare. Rămâne copilașul alături de noi, atât pentru filmul pe care îl va viziona. Avem o situație excepțională în acest moment. Am primit un mesaj. La Ulmu, domnișoara Burghel Diana, vârstă de 13 ani, rămâne singurică acasă și trebuie doamna consilier Tudor Emilia, cea care a venit cu datul, să o întoarcă înapoi. Și atunci, dacă cu acceptul dumneavoastră, își va primi darurile acum. Mulțumim frumos, Burghel Diana și doamna consilier Tudor Emilia. Emilia, a venit Moș Nicolae la tine și te-a primis să vii să faci o mare bucurie unui copil, da? Doamnei consilier județean, Rebecca, ia zi-mi, dăruiești ca să primești, nu? Dăruiesc în bucurie. Da, și nu vrei și tu să-l primești? Moș Nicolae la tine a venit. Felicitări. Și Diana este alături de noi. Tudor. Cadourile pentru Diana. Diana Burghel din localitatea Ulmu. Mulțumim frumos pentru implicare și pentru că sunteți alături de noi de fiecare dată. Am ajuns la localitatea Jegălia, un băiețel de 12 ani, Lițu Florinel Alexandru, primește cadoune din partea domnului consilier Manole Sergiu. Doamnă reprezentantă administrației, da, a venit Moș Nicolae, sunteți cel care trebuie să duceți acasă bucuria. Consiliere și complicele lui Moșu, Moș Nicolae, mulțumim pentru implicare. Mulțumesc, domnul președinte. În primul rând, felicitări pentru această inițiativă, încă una, demnă de laudă. Și mulțumesc pentru ocazia pe care o am să fac ziua mai frumoasă unui copil, o zi pe care la fel de frumoasă pentru să fac orice copil în această lume. Cineva spunea, copiii sunt mâinile cu care noi ne agățăm de rai. Cred că are dreptate. Sărbători fericite tuturor și la mulți ani și un moment bun. Mulțumim frumos, într-adevăr, Sergiu, acum ai și tu o fetiță, ai copil, știi ce înseamnă frumusețea zâmbetului de copil. Lehli Usat, avem un băiețel, se numește Manole Florin Lucian, are 14 ani și vine împreună cu Moș Nicolae de aici de la Călăraș, domnul consilier județean Răzvan Meseșanu. Iată, primește și cadoul. Domnule președinte, consilier județean, președinte al Partidului Pro-România, astăzi ești complicele moșului, Moș Nicolae, pe care cu toții îl așteptam în copilăria noastră și dumneavoastră sunteți unul, care sunteți la Lehli Usat, primarul de la Lehli Usat, Elea, parcă l-am văzut mai devreme, nu-l văd aici. Da, atunci înseamnă că e scuzabil. Că reprezentanta moșului, acest copil se bucură ca dumneavoastră i-ați făcut o mare surpriză astăzi, care cu toți am așteptat când fiecare dintre noi există acel copil care aștepta la rândul lui pe Moș Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. La mulți ani tuturor celor care astăzi prăznesc ziua Sfântului Nicolae. Un ochi râde și un ochi plânge, domnule președinte. Un ochi râde pentru copiii cărora astăzi reușim cu toții să le facem mici bucurii și cu speranța că vom putea să repetăm. Celălalt ochi este trist pentru că mă gândesc la cei cărora nu am reușit să ajungem și sunt încă foarte, foarte mulți. Așadar, mă gândesc că poate
pentru țara asta, pentru județul ăsta, pentru toată comunitatea românească, ar fi bine ca în fiecare zi, dacă am putea, dacă în fiecare lună am putea să transformăm ziua de Moș Nicolae sau Moș Crăciun într-o zi de sărbătoare. Este foarte greu, e aproape imposibil, dar poate reușim în plenul Consiliului Județean să gândim o formă. La mulți ani, Florin, am înțeles de la domnul primar că ai o familie numeroasă, dar tu ești pionul principal pentru că vezi foarte bine și ești un bean plin de bun simț pe care comunitatea din Decursat se va baza în viitor. Îți urez să ai sănătate, să ai inspirație în tot ce faci, să-ți ajuți în primul rând familia și să nu uiți de unde ai plecat, acolo sus unde vei ajunge, așa cum primarul și toți cei din Decursat îți urează să ajungi. Vă mulțumesc, doamne președinte! Mulțumesc, doamne președinte! Mulțumim mult pentru darul pe care astăzi l-ați dăruit ca reprezentant al Moșului Nicolae. Mai fac încă un apel. Dacă ministerul din Gurbănești a ajuns, este așteptat aici alături de noi. Dacă domnișoara din municipiul Călăraș și-a sosit, de asemenea este așteptată pentru a-și ridica darurile. Comuna Lupșanu este reprezentată astăzi de domnișoara Cojocaru Andreea, este în clasa a 10-a. Vine alături de noi, iar cadourile sunt oferite de Centrul Județean de Cultură și Creație, partenerii noștri în acest proiect umanitar. Frumos! Uite aici, doamna director a trimis-o Moș Nicolae și s-a gândit că Lupșanu e comuna care trebuie să bucure un copil. Ne bucurăm că suntem astăzi aici, pentru că este al patrulea an particip la acest eveniment și de fiecare dată particip cu aceeași emoție. Toți colegii mei de la Centrul de Cultură și Creație Călăraș au încercat să transmită și această emoție prin acest decor, care sper că vă place. Și absolut orice am pus aici în cadrul de Andreea este ales cu grijă, cu suflet și cu mare drag de către colegii mei. La mulți ani! Mulțumim, doamna director, mulțumim colegii de Centrul Județean de Cultură. Mulțumim frumos! Bună vicem! Dacă dorești, primești! Da? Noi încercăm astăzi să lucrăm copiii județului Iuraș prin a dărui. Chiar dacă, așa cum a spus domnul consilier județean Mezeșanu, puțin, da, acest puțin să influențeze și să vadă cei care astăzi guvernează județul Călăraș și localitățile, că se poate. Noi dăruim puțin, prin asta să dăruiți mai mult. Bună ziua, domnul președinte, dumneavoastră și tuturor invitațiilor și cei care au contribuit la această organizare, ținând cont că e primele intervenție, să spun așa, în cadrul Consiliului Județean, vă mulțumesc foarte mult și tuturor celor care poartă numele de Nicoleta Micu Nicolae, le doresc la mulți ani și multă sănătate. Mulțumim, domnule viceprimar, să trăiți! Mulțumim frumos! Am ajuns la localitatea Mitreni. Iordache Mihaela Irina are 11 ani și primește darul din partea Direcției de Resurse Umane a Consiliului Județean Călăraș. Aici domnule director George Iacob. Comuna Mitreni, Direcția de Resurse Umane a Consiliului Județean, echipa completă, până aici aproape toată echipa. Domnule director, bucurați astăzi un copil trimis al moșului, da? Crișoara, cum te cheamă? Uite aici că aveți, să spunem astăzi, un moș Nicolae care vrea să vă bucure, complice cu colegii din Direcția de Resurse Umane. Bună ziua tuturor, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că vă plac și țineți sărbătorile creștine ortodoxe și pentru asta vă mulțumim. Mulțumesc că direcției, colegele mele din direcție, de sus, de undeva, aici de față, vă mulțumesc tuturor și așa cum spune un prieten, Dumnezeu lucră prin oameni, astăzi Dumnezeu ne-a trimis această fetiță minunată, s-o bucurăm, s-o aplaudăm, s-o îmbrățișăm și încă o dată noi îți mulțumim că ne faci ziua mai frumoasă. La mulți ani tuturor! Bine, domnule Domnul Iacob, Direcția de Resurse Umane. Continuăm, Adi? Da, avem o situație de excepție și vă rog frumos să mă iertați pe mine, eu cer scuze, în fața dumneavoastră. Vâlcelele
Vasilescu Alin, în clasa a 6-a, de 13 ani, Sânțaru Daniel, clasa 1-i, și Sânțaru Alexandra, de 3 ani. Ia uitați-o cât de minunată este! Primesc darurile din partea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecție a Copilului. Da? Încă la dedicată surpriză pe care Direcția Generală a Asistență Socială... Nu mai putea cea mică să stea, n-avea răbdare. Nu se văd nici cei de daruri. Aș vrea să-i mulțumim domnului președinte pentru că am reușit să fie motorul nostru și în acest an și ne-a creat posibilitatea de a ne respecta și omenie, și familie, și sentimente, și suntem un popor plin de emoții. Alături de colegii noștri din direcție, avem plăcerea de a oferi darurile acestei familii minunate. Avem o prințesă de 3 ani și 2 băieți care poartă de grijă, își poartă de grijă împreună. Cel mai mare dar pentru noi, așa am învățat și așa am constatat, este familia. Deci vă doresc să vă iubiți în familie și să apreciați bunătatea și omenia tuturor. La mulți ani și sărbători cu bine! Doamna director, să stați așa, că avem și director de școală, avem și primar. Mare surpriză, să știți. Domnule primar, tată, comuna unde, să zicem, m-am lansat ca un politic, ca om de administrație, o prie mare. 3 copii, 3 frați, da? Felicitări pentru că ați putut să faceți acest des, complice Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, frumos gest pe care i-ați adus pe toți 3. Mulțumesc, vă spun și eu la mulți ani, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc Direcției de Protecție care s-a ocupat pentru acești frumoși copii și minunați. E o bucurie ziua de azi că ei se bucură atât de mult și acum se gândesc cum să desfacă pachetele mai repede. Încă o dată vă spun și eu la mulți ani și vă doresc tot binele. Mulțumim, mulțumim, domnule primar, domnule director. Nu aveți cum să ne spuneți câteva cuvinte. Vă mulțumim pentru implicarea în acest proiect, pentru aceste daruri minunate pentru minunăția de copii. Vă mulțumim Direcție de Protecție și pentru aceste daruri minunate, domnule președinte, vă mulțumim. Vă urez tuturor sărbători fericite și, de ce să nu spun, și la mulți ani. Mulțumim, doamna director Popoiu. Mulțumim frumos, o surpriză din partea DGASPC. Mulțumim Daniela Arbacic, Iuliana Raiu, doamna Lavinia Grosu, Felicia Gheorghe, colectiv inimos și empatic la tot ceea ce se întâmplă în județul Călăraș. Am ajuns în localitatea Modelu și avem și aici o domnișoară în vârstă de 16 ani, se numește Burlan Georgiana Bianca. O invităm alături de noi, Georgiana. Da. Și Spitalul TPC este Moș Nicolae, doamna Corina Iene, cea care de fiecare dată se implică în aceste acțiuni. Corina, ești ministrul Moșului, da? Da, ai un model, o comună aproape a Călărașului. Felicitări pentru ce faceți ca implicare pentru județul Călăraș. Salutări celor din conducerea Spitalului TPC. Eu vorbesc aici cu partea colegilor mei și a conducerii TPC. Vreau să vă spun că toată lumea a răspuns cu entuziasm și cu bine la invitația domnului președinte și, la fel ca și în comunitatea lui de copiași, ne preocupă și ce se întâmplă de azi cu corul. O asigurăm pe Georgiana de sprijinul nostru și vă urăm tuturor să vă fie bine viață. Avem și surpriză, avem și o surpriză pentru ea, nu a avut Corina să spună, însă s-a implicat și soțul Corinei. Vei merge la școală online cu un telefon performant din partea domnului. Ne mulțumim frumos! Mulțumim! A venit și băiețelul de la Gurmănești, vă rugăm să veniți alături de noi. Doamna Ichim. Doamna Mihaela Ichim, haideți să dați darurile copilașului. Vice, bine ați venit! Doamna Mihaela Ichim, trimisa moșului, trimisa consilierului județean Ichim Marian, oferă spre bucuria acestui copil. Facem cu fața către camere să întrebate. Da? Cum te cheamă? Valentin! Și de ce comună ești tu?
vorba de aici. Da. Cum ai luat cuvântul? Cred că se mai vrea. Da. Bună, ești foarte frumos. Îți doresc multă sănătate și înțelepciune să-ți asculți părinții, pentru că te vor învăța numai de bine. Da? Îți plac jucăriile? Da. Ce jucării îți plac? Bravo, uite ce crezi, moșul a venit pe la mine și ți-a lăsat niște jucării și niște dulciuri, da? Bine, hai să le vedem împreună, da? Mulțumim frumos! Bine, Micaela, mulțumim, Micaela. Domnule vice, chiar dacă ați întârziat, trebuie să salutați colegii noștri, directori ai subordonatelor, consilieri județe și oameni care sunt decidenți în județul Călăraș. Vă mulțumim frumos, domnule președinte și domnule consilier județean. Suntem onorați să primim acest ajutor. Este prima dată când vin și am emoții. Mulțumim frumos, bătrâne fericite și la mulți ani. Mulțumim, domnule viceprimar. Mulțumim frumos. Toată lumea este implicată la Consiliul Județean Călăraș, de la Centrul Județean de Creație, Biblioteca Județeană. Avem Muzeul Dunării de Jos și ce copil putea primi darurile din partea muzeului decât un copil din mănăstire, acolo unde se află și situl arheologic de la Sultana. Din mănăstirea vine Dobri Mihai, în vârstă de 11 ani alături de domnul primar. Domnule director al Muzeului Județean, sau Muzeul Dunării de Jos, în subordinea Consiliului Județean, felicitări pentru implicare, făcați un copil. Cum te cheamă? Și de unde ești? Știi cine e primar? Știi? Nu știi cine e primar. De primar e primar, nu? Așa, da, a rezolvat. Părinte director, sunteți trimisul moșului ca cei care au fost copii până acum cu noi. Bună ziua, mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să vă spun că pe Mihăiță l-am cunoscut acum ceva vreme când împreună cu domnul primar l-am vizitat acasă. Am găsit acolo o gospodărie mică, dar bine îngrijită și bine aranjată. Doi părinți care muncesc din greu să-i crească pe el și pe fratele lui. În ciuda acestor lucruri, Mihăiță este un băiat bun, învață foarte bine. Îi place matematica, dar vrea să se facă fotbalist. Noi îi urăm succes și îi promit că noi, Muzeul Dunării de Jos, nu e ultima dată când se întâlnește cu noi, cu siguranță mai legat de multe lucruri. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule director! Domnule primar, complici muzeul, complici cu alte instituții subordonate de Consiliul Județean, reușim să ajungem și vă mulțumim mult că ați dat curs invitație să fiți prezent la această întâlnire de a bucura copiii din toate comunitățile județului Călăraș. În primul rând vreau să vă spun bună ziua. Felicitări tuturor celor care își sărbătorează ziua românistică. Felicitări Consiliului Județean pentru realizarea acestui eveniment, pentru implicare și morală și spirituală și financiară. Felicitări domnule președinte pentru inițiative și tot sprijinul pe care l-a acordat județului Călăraș. Tuturor celor prezenți și nu numai, vă doresc un an 2022 cu sănătate multă, multă, că avem nevoie de ea, cu bucurie și împlinirea tuturor dorințelor. Dacă astăzi, în sufletul lui Mihăiță, care acum două minute a mers la baie și a vomat săracul, am reușit, sau mai bine zis dumneavoastră, ați reușit să aduceți puțină bucurie, puțină căldură și multă dragoste în sufletul lui, înseamnă că misiunea dumneavoastră, a noastră, a tuturor celor prezenți, pe ziua de azi a fost împlinită. Să vă dea Dumnezeu sănătate și tot bine de Dumnezeu. Primarul Să știți că foarte mulți reprezentanți ai primăriilor au venit alături de ei. Vor rămâne în continuare la Călăraș, pentru că, așa cum am spus, micuții vor viziona și un film cu tematică de Crăciun. Localitatea Nana Dragomir Maria Alexandra are 8 ani și vreau să vă spun, domnule președinte, că moșul este un consilier județean care este implicat în tot ceea ce înseamnă acțiuni umanitare. A ridicat o casă de la zero în localitatea Sohatu, acolo unde căsuța unei familii a ars. Este vorba despre Vali Popa. Îți mulțumesc frumos! Vali Popa,
tine, te-a trimis moșul, te-a trimis partidul, te-a trimis și te-a trimis banii, până la urmă, să fii atât de generos astăzi ca trimis al moșului. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua tuturor, la mulți ani, pentru că să vă mulțumim ziua de azi. Îmi pare bine că fac parte la acest eveniment, care este un eveniment cu Consiliul Județean Călăraș. Îi felicit pe toți care au avut inițiativa pentru a face niște lucruri bune și mai ales în această zi de sărbătoare, de zi mare, și după ce știu că am fost putui și am putut în această perioadă. Referitor la cazul de la Sovac, n-aș vrea să o lungesc mult, doar un minut, atât este aici acest copil. Eu am vrut să înțeleg acest lucru și să spun de clar, dar nu-i o problemă. Și le-a ars casa în luna august, în care și-a pierdut tatăl în acel incident. Și am un prieten care a fost părinte generală, bagă la mine, am intervenit și am ajutat acest lucru și cred că v-am ajutat dumneavoastră. Decât că nici n-am vrea să critic niște oameni, că nu mi-au ajutat decât 3-4 oameni de la localitate, în rest, prieteni fermieri din Asociația Forța Fermierilor, care a făcut un apel către ei, cred că nu știu, i-am strâns, cred că nu fac niște lei, 50.000 de lei, în afară de domnul primar care ne-a ajutat cu o sumă de vreo 5.000 de lei, în rest, fermierii de localitatea Soharcu, niciunul n-a venit să ne dea cel puțin un leu, care să că ar fi o rușine pentru ei, pentru că ne intră niște bani foarte mulți în conturi. Și nu e, de rest, dar nici nu vreau să-i critic. Și consilierii locali care am apelat la ei, măcar cel puțin indemnizația cu lună de zile, în care am vrut spatele. Le-ați oferit un exemplu, domnule. Nu, este un exemplu, dar nu știu, dar acești oameni, când se duc să cerșească votul, le rup porțile. Și doamna viceprimar, care cel puțin a venit să dea 1.000 de lei, îmi pare rău. Asta este vorba despre moș Nicolae, a vrut să fie și dumnealor, probabil mai drastic. Dar trebuie să fim generos, că în momentul când vrem să avem inițiativa, să candidăm la o funcție, trebuie să ne gândim că la cazuri sociale, umanitare, trebuie să fim generoși. Chiar dacă dăm indemnizația pe o lună, două, nu contează. Important este ca să vedem și copii fericiți. Știți că acești copii, când s-a văzut într-un urmandă, un băi fără acte, fără haine, fără nimic, nimeni, toți au întors spatele, inclusiv au și judecat oamenii de localitate. Și asta este un lucru foarte grav. Felicitări pentru ce ați făcut acolo, mulțumim și probabil că cine a trebuit să audă, a auzit mesajul domnului consilier. Să vin și eu cu o mare completare la ce a spus Vali. Vali Popa e unul din cei mai importanți consilieri ai județului Călăraș, e fermier și are și multe inițiative. Dar nu ne-ai lăsat, nu? A trebuit să spui păsul și să ne spui clar. Da. Vali e regulă, nu e nicio problemă. Clar, trebuie să ne implicăm, așa cum ai spus tu, acei fermieri trebuia să fie rodul celui ales al primarului care să facă lobby pentru familia negrăjită. Continuăm, domnule primar, e vecinul dumneavoastră, nu? Sohatu, consilierul județean din comuna Sohatu, e moș Nicolae, da, trimis de moș Nicolae, pentru un copil al comunei Lana. Doamne președinte, mulțumim frumos, mulțumim pentru gestul deosebit de frumos al unui consilier și nu numai. În primul rând vreau să vă felicit pentru toată această organizare frumoasă, toată la șirul de țară și a tuturor colegilor implicați. Vă doresc de tot sufletul un an foarte, foarte bun și sărbători fericite și bucurie mare în familie. Tot ce vă doriți, mult respect! Mulțumim frumos, comuna Lana alături de noi, mulțumim pentru implicare, mulțumim consilierilor județeni. Nicolae Bărcescu, Matanie Mihai Adrian, este o mână de copil în vârstă de 6 ani și va avea un drum frumos în viață pentru că va primi cadouri din partea reprezentanților societății Drumuri și Poduri. Iată, domnul director, primarul comunei împreună cu acest copil minunat. Cum te cheamă? Mihai Adrian. Mihai Adrian. Și știi din ce comună ești? Nu știu, e prea mică să mă spună. Domnul primar, complice cu drumul județene, cei doi directori prezenți aici, pe voi v-a trimis moșul? V-a trimis moșul pe amândoi, nu? Pe amândoi, da?
Hai să spuneți câteva cuvinte ca să dăm cuvântul domnului primar prezent, să spunem că e la primul mandat prezent la acest eveniment al județului Călăraș și comuna Nicolae Bălcescu, ne aduce un copilaj minunat. Ia puneți voi aici în fața mea și asta e în fața partenerului. Domnul director Ienciu Bebe și domnul primar Zunghidaru, trebuie să, dacă sunteți trimiși, trimiși moșului, văd că a trimis doi. Vă spui că suntem pe unul, nu? Bună ziua, vă spun și eu. Mulțumesc pentru inițiativă, domnul președinte, și tuturor celor care s-au implicat. Noi am încercat să facem sărbătorile mai frumoase acestui copil. Vreau să spun că am văzut atâta emoție în glasul băiatului de la Frăsinet cu căruciorul. Am văzut atâta mirare și atâta surpriză a băiețelului de la Dorobanță când a văzut bicicleta. Da, cred că am bucurat și am adus zâmbet pe chipul și în sufletul copiilor. Vă doresc sărbători fericite și un an cât mai bun. Director Ienciu, mare militară, măcar că ești trimisul moșului, moșul că mai înalt decât noi toți. Bună ziua! Mă bucur foarte tare că putem, prin intermediul acestui eveniment, să aducem un strop de bucurie copiilor din județul Călăraș. La mulți ani! E mai mare cu gata. Da, într-adevăr, au fost foarte multe cadouri aici. Domnule primar, Ilie Lascu, la primul eveniment al Consiliului Județean, sunteți la primul mandat, multe lucruri de învățat în administrație, diferită administrația de business, nu? Cam diferită, nu? Da, felicitări pentru că sunteți prezent cu un copil al comunității, vă mulțumim mult că ați dat curs invitației. Suntem aici pentru că Nicolae Bălcescu e partea dezvoltării viitoare a județului Călăraș. Mulțumim la președinte, mulțumim tuturor invitați, mulțumim Consiliul Județean, pentru aceste mari bucurii adăptate copilor noștri, toți avem emoții, chiar și prietenul meu, mai mult și eu decât el, ne bucurăm pe acest eveniment și la mulți ani. Mulți ani sănătoși! Domnule primar, Lascu Ilie, primarul comunei Nicolae Bălcescu. Nu avem copil de la Ștefan cel Mare, știți că am vorbit că administrația a retras copilajul respectiv, spunând că sunt resurse pentru copiii din, de la dumneavoastră din comună. Ștefan Vodă vine cu doi copilași. Munteanu Oana Teodora are 12 ani și primește darul din partea Direcției de Patrimoniu. Ștefan Vodă este o comună dragă mie, pentru că avem un primar destoinic și este prezent tot timpul alături de noi. Și mai avem încă un băiețel, Surloi Andrei Florian, în vârstă de 5 ani, primește darul din partea domnului consilier Tanase Marcel. Avem doi copii ai moșului, da? Direcția de Patrimoniu, da? Și Consiliul Județean Tănăsie Marcel. Păi, domnule director, trimisa moșului cu director ajunt, da? Bună ziua tuturor! Este un moment de recepție, deci un moment de generozitate și de excelență, de generozitate care urmărește să aducă un gram de bucurie în sufletul copiilor. Și noi, Direcția de Patrimoniu, colectivul întregii direcții, care mulțumesc, ne-am implicat, am dat curs aceste inițiative la tot managementului Consiliului Județean și bucurăm de Sfântul Nicolae pe această domnișoară. Credere, sănătate, numai bine și în decembrie frumos. Mă râs. Bună ziua, vă salut și eu. În primul rând vreau să vă felicit, domnule președinte, pentru această inițiativă. Vreau să vă mulțumim împreună cu tot colectivul pentru faptul că ne-ați dat șansa de a oferi bucuria acestui copil minunat. Și la mulți ani tuturor sărbătoriților și un an nou cât mai bun. Bună ziua și vă urez la mulți ani cu sănătate tuturor. Mulțumim frumos! Într-adevăr, darurile au ajuns acolo unde trebuie. Domn primar, uite că te-au iubit mai mulți. Da? Acest moș a vrut să iubească mai mulți copii de comuna Ștefan Vodă, Direcția de Patrimoniu și Consiliul Județean Tănăsie Marcel. Da? Mulțumim că ați dat curs invitație, că sunteți prezent. Ha, 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 ha.
Așa am învățat pe acești copii, dacă îi întreabă pe președinte cum îi cheamă, chiar pe aici. Exact, și ne așteptam să fim invitați pe comuna Buncele, că e comuna noastră de suflet și a spus că ne-a să fie și comuna de a doua comuna domnului președinte. La anul să venim cu mai mulți, că așa a vrea pe președinte. Mulțumim frumos! Și în ultimul rând să nu-ți și cu Costel. Costele, să te salut și pe tine, viceprimarul comunei Ștefan Vodă, Costel, prietenul meu, și atât, nu mai mult. Da? Mulțumim frumos, așa cum am spus, Ștefan Vodă, comuna noastră, care de fiecare dată a răspuns prezent inițiativelor noastre. Mergem la penișorul Tudor Maria Ștefania, are 4 ani, este invitat alături de noi și primește darul din partea domnului consilier Pușcașul Ioan. Era aici Ștefania, draga mea. Ia uite surpriza noastră, alături de mămică, da? Și de frățior sau surioare? Și de frățiorul la care... Domnule consilier județean, uite, creați o mare bucurie unui copil al județului Călăraș, penișorul. Aproape de dumneavoastră, comună învecinată dumneavoastră ca și consilier de țean primis al moșului. Cum spuneți că vedeți o mamă bucuroasă și un copil care se bucură de moș Nicolae? Vă mulțumesc că vă dați ocazia să fac fericit un copilaș. Să fii sănătoasă, să te bucuri de cadurile acestea. Dacă știam că veniți așa, și așa noi facem cadurile mult mai multe. Domnule președinte, vreau de asemenea să nu uităm că vreau de-a făcut fericiți, dar nu e problemă de urmă. Pentru aceasta, eu vreau, ca noi, executivul județului Călăraș, să promitem acestor copii că atât cât putem să facem, să facem acest județ mai bun, localitățile care sunt locuiesc ei să se dezvolte, în așa fel încât ei să-și întâlneze un cămin, să lucreze acolo, să nu mai fie nevoit să plece în afară la muncă. Eu vă mulțumesc cu această ocazie, la mulți ani pentru toată lumea și o să vă mai doresc. Mulțumim frumos, asta dorim, să-i căutați de fiecare dată, să vă aduceți aminte, fac parte acum din familia dumneavoastră. Plătărești, Manea Alexandru Cătălin, are 13 ani și primește darul din partea domnului consilier Marian Spiridon. Marian, binevenit, ca primis al moșului, comuna Plătărești. Bună ziua, domnule președinte, la mulți ani tuturor care sărbătoresc astăzi onomastica. Ce să vă mai spun, felicitări pentru organizare și tot ce ați făcut pentru județul Călăraș. Sper că darul de primite de la Moș Nicolae să-i placă lui Alexandru Cătălin. Mulțumim, domnule consilier, consilier județean Marian Spiridon. Doamna, ca reprezentant al administrației sau al școlii? Ca reprezentant al administrației, da? Am bucurat astăzi un copil de comuna Plătărești. Mi-aș dori ca să putem bucura copii mai des, în fiecare zi de s-ar putea, cum să știți asistență, cresc copiii, iubesc copiii. Ce să vă zic? Mulțumim, am emoții prima dată. Și sănătate mai bine, sărbători cu bine și să fie bine. Dar vrem să se schimbe bine. Mulțumim atât domnului asistență socială cu mâna pătării, salutăm domnului primar Florin, da? Și am ajuns la localitatea Radovanu, Drăgușin Andrei Cristian, are 14 ani. Este aici și de azi dimineață, prezent, singurel. Salut. Și este, primește darurile din partea domnului State Laurențiu. Laurențiu, astăzi, cum am spus și mai devreme, ca trimis al moșului, comuna Radovanu are un copil de 14 ani, singur, cu cine ești venit? Singur, felicitări. Eu singur a venit, e clar. Dornic ca moșul să vină, știi că se dă darul la Consiliul Județean, poate pe an, da? Moș Nicolae, uite moșul tău! Mulțumesc, domnul președinte, felicitări tuturor care au făcut ca această acțiune să fie o mare reușită. Am primit cu emoție, împreună cu băiețelul de față, am luat darurile pe măsura lui. L-am simțit din primele momente foarte entuziasmat. Și eu am fost foarte, este prima dată când facem o asemenea acțiune. Mă bucur că am primit această onoare și vă mulțumesc frumos. La mulți ani și toate cele bune.
Mulțumim frumos! Mulțumim, domnule State! Unii consilieri s-au și întâlnit cu copilașii și au cumpărat împreună darurile. Roseți Răgălie Filip Andrei are 9 ani. Iată-l vine împreună alături de colectivul Centrului de Asistență Medico-Socială. Cristian Marin este și reprezentantul acestui centru, pentru că până să ajungem la săpunari am pregătit darurile pentru micuțul din Roseți. Cristi, cu mare responsabilitate, Centrul de Asistență Medico-Socială. Astăzi te-a trimis moșul pe tine, nu? Da? Vino. Ia spune copilului ce surpriză e făcut astăzi că a trimis al moșul. Bună ziua! Domnule președinte, este Filip, provine dintr-o familie numeroasă, mai are încă 8 frați, mai devreme glumea cum și a spus că dacă pune și părinții, face echipă de fotbal. Noi, colectivul Centrului de Asistență Medico-Socială, suntem bucuroși că putem să-i facem astăzi o surpriză. La mulți ani tuturor de Moș Nicolae, la mulți ani tuturor celor care au grijă de acest copil minunat. Felicitez! Mulțumim colectivului Centrului de Asistență Medico-Socială. Mulțumesc frumos! A sosit și doamna Avram, mama Florentinei Avram. Vă rog, veniți alături de noi, doamnă, și alături de domnul Marcel Munțu, care îi va da cadoul pentru fetiță. E cel care l-a trimis moșul, da? Pentru copilul dumneavoastră. Da, felicitări! Mulțumim frumos! Sărulești, Grecu Alin Ionuț, în vârstă de 11 ani. Iată-l, este alături de noi, de la Sărulești, reprezentantul nostru, și primește darul din partea domnului consilier Stoian Ionuț. Ionuț, că a trimis al moșului, fiind parte din aleși și consiliul județean. Săruleștiu, comună, să o numim vecină, comună cu specificul ei, să o numim așa, să fim diplomați. Uite că astăzi a venit astăzi o minoritate, să spunem, pentru că face parte de minoritățile Comunei Sărulești, să mulțumim executivului Comunei Sărulești, domnului primar, domnului viceprimar, pentru că a reușit să poată guverna și să poată să pună în normalitate o comună care merea teamă că o să trăim și noi să fim contemporani cu normalitate. Uite că se poate, da? Ești unul din oamenii care ești implicat național, local, ca fermier. Ești unul dintre cei care pot să spunem multe lucruri despre ce se întâmplă în județele vecine nouă și în județul Călăraș. Cu această inițiativă mulțumim Dumnezeu că a rugat pe doamne și te-a ales, da, consilierul județean. Și astăzi ești unul dintre decidenții la nivelul județului Călăraș prin ceea ce faci, prin votul pe care îl dăruiești comunităților unde luăm decizii, să spunem, bune pentru dezvoltare. Domnule Stoian, ca trimis al moșului, câteva cuvinte de bucurie pentru sărbători, pentru ziua de azi și pentru ce urmează la următor. Mulțumesc mult pentru președintele vederea adresată. Sunt foarte emoționat pentru că sunt la un prim mandat și la evenimente de genul ăsta am mai participat, dar la nivel județean nu. Mă bucur și mulțumesc pe această cale foarte, foarte, foarte mult că sunt județean și în cum rând organizatorilor. Sper că prin media acest eveniment se va propaga foarte mult, foarte mult și în alte zone, să zic, de interes local, administrație locale, inclusiv N instituții private sau de stat, care pot aduce un gram de bucurie în sufletul unui copil nevoia, să spunem, sau cu, să spunem, cu deficiențe, cum am mai întâlnit la acest eveniment. Ce să spun? Mă bucur că sunt un mesager al moșului astăzi. Urez tuturor la mulți ani. Să ne vedem cu bine, să mai putem face dar creează bucurie atât celui care primește, atât celui care dăruiește. Vă mulțumesc mult! O să aduc cadou. Da, mulțumim frumos, domnule consilier! Aplauze și pentru reprezentanții noștri și copilul din localitatea Sărulești. Mergem la sohatul. Dedo Marius Andrei are 9 ani și este, poftiți și dumneavoastră, doamnă, a venit împreună cu mămica lui și primește darul din partea colegilor noștri de la Evidența Populației. La viceprimarul Comunii Sărulești, bine ați venit, Evidența Informatizată la zonele
ce nu așa, nu ai cum să scapă. Dacă Ionuț Stoian a fost trimisul moșului și trimisul administrației locale, împreună cu, să spunem, norocosul pe care l-ați desemnat, ați ales. Președinte, vă mulțumim, vă salut din partea domnului primar, mult respect și vă felicit pentru organizația care a făcut-o. Mai simplu, multă sănătate și tot ce vă doriți, mai mult. Mulțumim, domnului viceprimar, al comunei Sărulești. Acum, convicinăște, la primisia Moșului, da? Direcția informatizată a persoanei a județului Călăraș. Domnul director Miu, Savu, doamna Monica Papazi, da, sunteți aici trimiși, da? Pentru Marius, Marius Comuna Sovată. Bună ziua! Vă felicităm, domnule președinte, pentru această inițiativă. Eu vreau să vă spun că astăzi am reușit, ca pentru o zi, să facem o reședință moșului aici, la Călăraș. Sper că ați simțit cu toții prezența lui în sală. Iar pentru tine, Marius, vreau să-ți transmitem, ca să ai o copilărie frumoasă. Știm că ai fost greu încercat în perioada aceasta. Dorim succes și să ne bucurăm de darurile noastre. La mulți ani și toate cele bune tuturor. Mulțumim, domnule Vecher, mulțumim direcției organizată a persoanei județului Călăraș. Mulțumim frumos, luați-vă darurile și mergeți, rămâneți și la film, vă rugăm frumos. Am ajuns la localitatea Spanțov, Mita Mădălin Andrei și Miță Alin Valentin. Sunt doi frați și primesc darul din partea domnului Șerban Jenel, și din partea domnului Olteanu și din partea direcției de patrimoniu. Pentru că sunt doi frați, am zis să-i bucurăm pe amândoi. Te rog. Mita Alin îl cheamă. Muniță, bravo, bine că ai spus, dragule. A corectat. Miță, Miță Mădălin și, Miță, și, și Alin Valentin, da? Mita, cine e Mita? Tu ești Mita? Amândoi sunteți Mita. Ești Mădălin, da? Da, domnule consilier județean, primis al moșului eu și direcția de patrimoniu împreună cu frați doi frați, da, din comuna Spanțov. Așa că, dragă moșule de azi, sper să fie un lucru extraordinar de bun. Domnule președinte, de vedere că eu particip la prima oară la acest eveniment pe care dumneavoastră l-ați inițiat, dați-mi voie să vă urez, primul rând, felicitări dumneavoastră și echipei executivului care vă însoțește, care a avut acest gând bun de a iniția și de a continua această activitate și sigur sper să rămână mulți ani după voi ca o continuitate în memoria și, dacă vreți, în anatomile Consiliului Județean Călăraș. De asemenea, dați-mi voie să urez la mulți ani tuturor celor, dacă sunt astăzi sărbătoriți între voi, dacă nu sunt oricum, sunt în preajma anului nou și ca atare o dată la mulți ani, tot ce vă doriți, toată lumea să împlinească și cel mai mult să fiți sănătoși cu toții, pentru că, uitați ce se întâmplă, a trecut prin evenimente și încă nu putem spune că ele s-au stopat, că ele s-au eradicat, că ele la un moment dat au dispărut. Sunt situații care ne-au creat probleme în această viață. Dragi copii, sper că lucrurile pe care noi, într-un dialog, așa cu moșul, le-am adus către voi să vă bucure și să vă dea Dumnezeu multă sănătate, să aveți multe realizări și cu, când o să ajunge mari, să vă aduceți în minte că aici undeva la Consiliul Județean au fost niște oameni care au încercat să vă aducă bucurie în suflet. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, dragi copii, mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi, să ne dea Dumnezeu sănătate și la mulți ani tuturor. Doamne ajută cei doi mintea sărbătoriți astăzi de noi. Mita Mădălin și Alin. Doi copii care au primit cadouri de la domnul Olteanu, dar și din partea domnului Jenel Șerban. Șoldanul în localitatea, Badea Răzvana Maiulia, are 8 ani, este invitat alături de noi și primește darul din partea Spitalului Săpunar. Vă rugăm să veniți alături de noi, doamna Sărița Eftimie, Cristian Marin, tot colectivul, să vedem dacă este alături de noi. Era un pic mai devreme. O să-i dăm cadoul Cristian un pic mai târziu, dacă nu este câteva cuvinte din partea voastră. La mulți ani din nou, la mulți ani tuturor copiilor. Domnule președinte, vă felicit.
cred că reprezintă altă instituție acum, să nu se confundă lumea, că ești peste tot. La tine ce vedere reprezintă spitalul săptămânal, psihiatrie săptămânal, colectivul spitalului este bucuros să ofere acest cadou în acest zi. La mulți ani. Mulțumim spitalului săptămânal. Mulțumim frumos. Tămădău mare, Flășanu Maria Cosmina Gabriela, are 12 ani și primește darurile astăzi din partea domnului consilier județean Tâlpeanu Ilie. Corect, Tâlpeanu, câteva cuvinte, copilul rătăcit, dar găsit. Vă mulțumesc tuturor celor care poartă numele Sfântului Ierarh Nicolae de astăzi. Felicitări domnul președinte și echipei Consiliului Județean pentru organizare. Sperăm ca pentru voința Dumnezeu și a Sfântului Ierarh Nicolae să continuăm această activitate încă mai mult timp și chiar pe toată lumea care este o lume frumoasă până la cadouă. La mulți ani, îmi pare rău că fetița o să trimite un cadou. Mulțumim! Mergeți dumneavoastră în România! Consiliului Județean Tâlpeanu Ilie. Localitatea Ulmeni, Ion Andrei Florin, are 10 ani și primește darul din partea Direcției de Urbanism. Domnul primar este alături de noi, este și ziua dumneavoastră. La mulți ani! La mulți ani și pentru ziua numele dumneavoastră. Domnul arhitect, să știți, să știți. Chiar moș, să știți că, să știți că domnul arhitect este dovada vierilor moși și Crăciun are două servici. Da, să înțeleg că veți fi și complicele pentru Moș Crăciun, nu? Al județului? Sunteți chemați și de acolo veniți, nu? Domnule arhitect șef, astăzi împreună cu domnul primar al comunei Olmeni, da? Copilul, faceți bucurie unui copil de al comunei Olmeni, da? Îți vină o pace, micule, și tu. Da? Colectivul, uite-l în spate acolo, colectiv, veniți-i face colectivul în spatele arhitectului șef. Colegele noastre, da? De la Direcția de Urbanism, împreună cu Moș Crăciunul de la Consiliul Județean. Mulțumim frumos pentru implicare, mulțumim și dumneavoastră. Aici, cel care e conducătorul Direcției de Urbanism, domnule arhitect șef, urbanul... Ho-ho! Da, eu sunt cel cu o reședință, ați spus la domnul meu mai devreme, că așa aștept de la domnul meu și la domnul meu. Îți place să desenezi? Arhitect de face țara. Da? E nevoie mai târziu de arhitect și vezi de aștept și vezi să camine, da? Eu oricum noi mulțumim domnul președinte și tuturor celor de aici și mai spații mie, să spui, nu ne-am știut ședințe. Nu pot decât să durește să zic că să fii fericit să te bucuri de geța mai mai, da? Și multa păcate. Crede-mă că e mai bună decât sportul sau altul. Da? Mulțumim frumos! Sunt un arhitect. Acum, da? Trebuie să mulțumesc pentru că ești primar, ești la primul mandat și acum ține emoție să-ți transmitem prin a adresa câteva cuvinte. Noi am spus la mulți ani și colegii noștri spune la mulți ani de ziua mărele la mulți ani. Mulțumesc frumos pentru urări, vreau să vă felicit pentru ceea ce ați făcut. Sunteți extraordinari în alegerile pe care le luați. Vă doresc să aveți sărbători fericite și cu mai multe realizări. Mulțumesc, domnule primar, felicitări pentru că ați dat curs invitației noastre. Să ținem două, doamne. Continuăm. Am ajuns la localitatea Unirea, mai avem puțin și trecem prin toate localitățile județului. Negoiță Daniel Nicușor are 8 ani și primește darul din partea domnului consilier județean Țâncu Cornel. Este invitat alături de noi. Da. Atunci, ca reprezentant al moșului, domnule consilier, nu faceți acum. Nu place, ar fi să saluți. Ești misul moșului, da? Comuna Unirea. Reprezentant al administrației locale, doamna, trebuie să pomeni copilul. Cum îl cheamă pe copil? Bună ziua, Nicușor, la mulți ani. La mulți ani, da. Tuturor sărbătoriților de astăzi, felicitări pentru această acțiune și tot bine. Mulțumim. Consiliul Județean, doamna reprezentant al administrației, domnule președinte, mulțumim frumos pentru invitație și felicitări pentru inițiativă.
aici lângă mine un copil care provine dintr-o familie monoparentală, cu un copil cu minte, cu bun simț și cu rezultate foarte bune la învățătură. Un copil care, cu certitudine, merită să fie moșul astăzi și să-l bucure. Moșule, mulțumim! Mulțumim, domnul președinte! Mulțumim tuturor organizatorilor care s-au implicat pentru a aduce un zâmbet pe buze copiilor astăzi. Sărbători fericite tuturor, numai bine! Mulțumim și să vă dați pe domnul Ocrean. Mulțumim frumos, frate, și darurile, vă rog, să le așezați sub radul pe care îl veți avea acasă și să vă bucurați de aceste sărbători vininate. Valea Argovei, Iordache Camelia, are 13 ani și primește daruri din partea, poate, al veteranului consilierilor județeni de aici, de la Consiliul Județean Călăraș, domnul Liviu Vârtejan. Iordache Camelia, ia uitați că vine împreună, domnul consilier, vine împreună și cu primișoara, dar și cu domnul primar de la Valea Argovei. Vă așteptăm alături de noi. Dacă vine Liviu Vârtejanu, în nicio ședință nu te-am auzit să nu iei cuvântul. Astăzi, moșul e complice cu tine și te-a trimis. Domnule consilier județean, e complice cu tine și te-a trimis. Permite-mi să spui câteva cuvinte celor care așteaptă de la dumneavoastră trecerea anilor și experiența pe care trebuie să le dăriți și să rămână ca amintire pentru generații viitoare. În primul rând, vreau să le mulțumesc cele care au răbdare. Să le rămână la acest mass media. Cei care au fost participați să le mulțumesc acestei activități. În doilea rând, am vrea să felicit pentru faptul că a avut această inițiativă, de prima dată, poate chiar la două ori. Mă rog, eu sunt participat la asta de azi, de prima dată, dar oricum mă gândesc să fiu suferit. Atât din oameni la Roberta, a spus inițiativă, cât și celor de vicepreședinte. Știu că astăzi este o simbiosimită și îmi permit să urez la mulți ani tuturor cele care poate acest desfăr de Sfântul Nicolae. În mod deosebit, această sărbătoare se adresează din acest sfânt care este un împrătător. Marinarilor și a copiilor, la deosebit. Sigur, faptul că a participat atât salariații, Consiliul Județean și conducerile executive ale Sfântului, e o treabă deosebită. Fiindcă după aici, în măsură de dezean, distribuișa față de jucătirea Comunului de Protecție. Eu am avut plăcerea ca de fiecare dată să fiu la sfârșit. Fiindcă atunci pe mâna Crișinului de nou, poate de data viitoare să facem o treabă mai aleatorie. Această ordine, având în vedere vârsta care o am și, bineînțeles, că eu n-aș vrea să mă atingesc, vreau să vă spun că am venit un copil deosebit care dorește să devină polițist și o felicit pentru acest lucru. Face parte dintr-o familie care sunt 5 copii, 2 fetițe și 3 băieți. Deci o familie care trăiesc într-un singur salariu și probabil de indemnizați pe care îl suportă statul. Sigur că noi am trebuit să avem acest grijă mai în tot timpul vis-a-vis de comandă noastră, unde nivelul salarizării este
destul de mult menționat. Ora, atât prin faptul cu modul la care epanizăm sumele, în general cele care sunt distribuite pentru copii, fiindcă dacă la oraș București sunt vecini mai bune, la comunei ne transformăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim frumos și noi. Și încă o dată, urez succes în activitatea de pe. Mulțumim frumos, domnule consilier din Bucureștiu. Domnul primar, celor rugăți să dăruiți acestui copil, dar acum, domn primar, aveți vorba numelui că e Vârtejeanu cu Valea Albei ca și nume, coincidență, dar n-a trebuit să răspundeți întreba cu mine cel mai reprezentativ consilier al județului cu cele mai multe mandate. La comuna dumneavoastră înseamnă că și susținere de viitoare și tot un amestec de bine astăzi de spunși din Nicolae. Mă bucur pentru inițiativa dumneavoastră și vă fericit în același timp. Mulțumim moșului care a colaborat perfect cu domnul Vârtejeanu. Domnul Vârtejeanu, consilier județean, ne cunoaștem în ceea ce am inventat mai devreme, o trebuie de și un. Deci, sunt evident diferit, și în afară de aceasta vreau să urez tuturor celor ce poate vă mulțumesc pentru vizionarea la țară. În toate inițiatorile le mulțumim, iar copilul nostru este într-adevăr ca și ceilalți copii de astfel, copil deosebit, cu foarte ambițioase, cu cunosc familia și vine într-adevăr chiar dacă sunt oameni de rând, să numim așa, sunt ambițioși, muncitori. Ea dorește să fie polițist. Sper să reușească. La mulți ani tuturor, de Sfântul Nicolae și să vă rog fericire de asemenea. Mulțumim frumos! Deja nu dăruiți și veți primi. Asta înseamnă, dacă de Dumnezeu îți mai dă. Mulțumim frumos să primește cadourile din partea noastră. Vă așteptăm și la, și la film. Vă rugăm să rămâneți alături de noi în continuare. Ajungem la Vasilați. Drăgan Șerban Ionuț are 8 ani și vine alături de reprezentanții Eco-Management Salubris, domnul director Ion Stănescu, alături de colegele noastre. Salutări! Ofer dragi! Te identificat, domnul director, domnule director, ca trimis al moșului. Trimite moșul, să știi, domnul director Stănescu și direcția Eco-Salubris Management să ocupe. Să aibă grijă! Domnule președinte, domnul excelență, cum să aducem curățenie. Astăzi, într-o zi magică, încercăm să aducem un strop de fericire. Pentru aparatul tehnic care, conceptul de fericire astăzi înseamnă să lucrăm un copil. Și nu orice copil, ci un copil foarte frumos. De aceea vă mulțumim, domnule președinte, mulțumim echipei dumneavoastră care au creat cadrul în care copiii să se lucrăm. Iar în vârți, frumos bucurile să fiți sănătos, să organizați același lucru. Mulțumim! Mulțumim! Eco Salubris, domnul director Stălescu. Mulțumim! Încântat, băiețelul, de tot ce se întâmplă aici. Până să ajungem la ultima localitate, mai avem un coleg care în nume propriu dăruiește astăzi. Este vorba despre domnul Constantin Nicu și oferă daruri unui băiețel, se numește Milu Toni Cristian, are 6 ani și este din Călăraș, poftește dragul meu și vine și alături de tine, Toș Micu. Vă vreau să vă mulțumesc în numele tuturor colegilor angajați ai Consiliului Județean și domnului președinte că ne-a dat posibilitatea să oferim și noi un modest dar de domnul primar, mulțumim frumos domnul Maria Mineuță, primește darul din partea lui Adrian Moldovan.
o cheamă și Nero. Dar el e Marian, eu sunt Vasile. Până să dau cuvântul, felicitări domnișoarea Plăișa aleasă de administrația locală, Adi Moldovan. Consilier, da, la cabinetul președintelui, daruri minunate, te felicit, înseamnă că nu știu de tine spre tine să nu cumi copii. Mulțumesc, domnul președinte. Da, astăzi conducerea Județea am e cu două părți, și celor care au ținut, dar și celor care au dorit. Mă bucur că domnul primar Chivuță, alături de domnul director Bucur, au selectat un copil foarte, foarte bun, rezultate foarte bune la învățătură. Sunt convins că va reuși, prin exemplu ei, să ne facă să dorim mai mult. Mulțumesc! Prima de Bărbăvar, consilier al președintelui Consiliului Județean Călăraș, Maria Iluță. Iluță la Consiliul Județean, Iluță la Vlad Țepeș. Coincidență sau Dumnezeu lucră prin oameni, nu? Bună ziua, Bărbăvar! Felicitări, domnul președinte și echipei Consiliului Județean pentru organizarea acestui eveniment. Mulțumim moșului pentru faptul că oferite aceste fetițe minunate. Un an bun 2022 și multă sănătate! Mulțumim, domnului primar al Comunei Vlad Țepeș Iluță Marian, felicitări școlii. În încheiere, mulțumim tuturor celor care s-au implicat în această activitate. Moș Crăciun vine la copiii care nu au ghetuțe. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor vicepreședinți, consilierilor județeni, angajaților, funcționarilor Consiliului Județean, subordonatelor care astăzi s-au implicat și care au dăruit bucurie celor care sunt mai puțin norocoși din județul Călăraș. Să le mulțumesc tuturor din sărbătorile de iarnă. Să vă spun de acum sărbători fericite alături de cei dragi. Să vă spun un an care vine cu multe, cu multe realizări și cu multă sănătate. La mulți ani, dragi români, și vă spun sărbători fericite. Mulțumim frumos tuturor! În aplauzele dumneavoastră încheiem astăzi activitatea noastră. Nu uitați că pe data de 17 decembrie se deschide Cârmul de Crăciun aici, în fața Consiliului Județean Călăraș, până pe data de 31 decembrie. Să oferim daruri, să oferim un strop de fericire. Nu uitați! Luna decembrie, politica administrativă a Consiliului Județean Călăraș este politica generozității, a dăruirii, este politica dragostei și cel mai important verb după cel de a iubi este a dărui. Mulțumim, mă înclin în fața viitorului.